La sediul prefecturii Suceava a avut loc o ședință de lucru între prefectul liberal Alexandru Moldovan și Mihai Gășpărel, șeful gărzii forestiere Suceava, discuțiile vizând stadiul implementării campaniei naționale de împădurire prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență la nivelul județului. Această măsură constituie un sprijin pentru investițiile în noi suprafețe ocupate de păduri, fiind vizate terenurile degradate, terenurile agricole slab productive, pajiștile și pășunile cu o valoare ecologică scăzută. În cadrul acestei măsuri sunt eligibile următoarele cheltuieli: elaborarea proiectului de împădurire, realizarea împrejmuirii suprafețelor împădurite, împădurirea propriu-zisă, lucrările necesare de efectuat până la constituirea stării de masiv. Alte beneficii conexe de care vor beneficia cei care aplică și implementează măsurile acestei campanii sunt taxa de sechestrare a carbonului în cuantum de 456 de euro pe an, timp de 20 de ani, și pierderea de venit agricol în cuantum de 190 de euro pe an, timp de 12 ani, de la înființarea plantației. Sesiunea de depunere a solicitărilor s-a deschis pe 25 noiembrie 2022, valoarea alocată fiind de 500 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene. Până la această dată s-au înscris pe platformă 151 de solicitanți, dintre care 123 persoane fizice, 14 persoane juridice, 13 OAT-uri și o unitate de cult. Au fost depuse 88 de amplasamente pentru verificarea eligibilității, din care acceptate 41, în curs de verificare 6 și 41 respinse. Motivul principal al respingerii îl constituie suprapunerea respectivelor amplasamente peste blocuri fizice APIA constituite în pășuni cu înaltă valoare ecologică, suprafețe neincluse în categoria celor eligibile, a transmis Prefectura Suceava. În județul Suceava au fost depuse solicitări pentru 105 hectare, din care 10 persoane fizice, însemnând 17,11 hectare, și 4 persoane juridice, echivalentul la 87,54 de hectare, din care municipiul Câmpulung Moldovenesc a solicitat 59,4 hectare.